Salutare și bine ați venit la un nou video pe acest canal. Astăzi vorbesc despre adversarii CFR-ului în grupele Europa League și despre programul meciurilor. Primul meci va fi pentru CFR acasă împotriva lui Lazio, pe 19 septembrie la ora 8, fără 5. Apoi în deplasare cu Celtic, pe 3 octombrie. Apoi în deplasare din nou cu Rennes, pe 24 octombrie, aici două meciuri grele una după alta. Apoi în 7 noiembrie acasă cu Rennes. Pe 28 noiembrie la Roma cu Lazio și ultimul meci este pe 12 decembrie acasă împotriva lui Celtic. Prima echipă despre care o să discut este Lazio, care valorează în momentul ăsta 292 de milioane de euro. Cel mai valoros jucător este sârbul Milinkovic Savic la 65 de milioane, apoi Ciro Immobile 40, Luis Alberto 28 de milioane și așa mai departe. Transferul noi este la Lazio sunt Lazari, 18 milioane, a venit pe 11 milioane, o afacere foarte bună. Denis Vavro, fundaș central de la Copenhaga. Și alți jucători care s-au întors din împrumut. Un jucător de Under 23 de la Liverpool. Și un jucător de la Under, de la echipa a doua a lui Lazio. Acum, din câte știu, Lazio a jucat și cu Steaua, cu FCSB acum 2 ani și FCSB a câștigat 1-0 acasă, iar apoi a fost demolat în deplasare. Un jucător foarte important pentru Lazio de atunci, Felipe Anderson, nu mai este la echipă, în rest, oamenii de bază sunt încă aici, la Lazio, și asta e prima adversară a CFR-ului. Lazio, care acum este locul 4 în Italia. Iar la finalul campionatului italian a fost pe loc, printre primele echipe, cred, pe locul 8. A doua echipă despre care o să vorbesc este Celtic, fost adversar a CFR-ului, care a făcut îmbunătățire la nivelul lotului. L-a împrumutat pe Mohamed Elionusi de la Southampton și pe Fraser Forster de la Southampton. Și încă un jucător din Liga 2 englezească, Moritz Bauer, fundal dreapta, după ce au jucat cu un fundal dreapta improvizat împotriva CFR-ului și nu a mers deloc treaba. Nu, a fost fundat stânga, mă scuzați. A fost fundat stânga, n-au vrut să folosească pe Bolingoli, care încă este la echipă. În rest, celor de la Celtic le-a crescut cota cu aceste transferuri și au ajuns la 90 de milioane, 93 de milioane. În rest, nimic schimbat la Celtic, îi știm prea bine. Pe a treia adversară a CFR-ului, Stade Rennais, sau Rennes, cum vreți să ziceți, e cunoscută și sub numele de Ren. Ai un jucător, Bayern Young, cel mai bun jucător, apoi Bourigeau cu 12 milioane. Nu au foarte multe individualități. L-au transferat pe Rafinha recent. S-au întors câțiva jucători din împrumut. În Bayern Young a venit de la Torino, Mendy de la Reim și Ted sau Tait, nu știu, chiar nu știu cum se pronunță, de la Angers, mă rog. În rest, niște jucători tineri aici, unul de la PSG, Giuclu sau ceva în genul. A venit și experimentatul fundat central Morel de la Lyon, un jucător de la echipa a doua lor și un portar de la Sporting Lisabona. Și mai este important de zis și despre jucătorul împrumutat de la Sevilla, Joris Gnanion sau ceva, fundaș central. Rennes este momentan pe locul 2 în Ligue 1, în spatele celor de la Paris Saint-Germain. Rennes a furat cupa lui Paris Saint-Germain anul trecut și asta a făcut ca Rennes să fie în Europa League. Ei au terminat pe locul 10
în Franța, dar exact cum ziceam, Ryan a fost pe locul 10 în Franța. Și apoi ajungem la CFR, care și-a crescut, a crescut și valoarea CFR-ului. Din păcate, Țucudea nu va juca pentru CFR, cel mai probabil, din cauza problemelor de sănătate. Apoi avem același lot, Bilal Ormani este pe... pleacă, cred că a plecat la Celtic. Nu a plecat. Era un zvon că ar fi plecat, dar până la urmă Elionuți a plecat. Este soluția lor în locul lui Ormani. O echipă cu un Kevin Boli mult dorit de Petrescu, care vine sub formă de împrumut de la Guizhou Heng Feng. Apoi CFR-ul mai are un transfer, Alexandru Pașcanu s-a alăturat și el echipei, Golovka de asemenea. Și se pare că CFR-ul a vrut să-și întărească lotul pentru că va juca în 3 competiții diferite. CFR momentan locul 2 în Liga 1 după un meci foarte ciudat împotriva Astrei. N-am ce să discut despre meciul ăla. Nu știu exact. N-am nicio poziție referitoare la meciul ăla. În rest, transferul noi pe care noi am văzut, Sila nu l-am prea văzut jucând. Mihail Perei a jucat bine în campionat. În rest, același CFR care a fost și până acum. Și să vedem cum se va descurca în grupa asta. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, să vă abonați la acest canal și scrieți-mi în comentarii ce credeți despre adversarii CFR-ului și cum credeți că va termina CFR-ul această grupă. Cam atât. Eu am fost Servlad. Pa!